greu de înțeles ce se întâmplă între PSD și PNL, este și mai greu de înțeles ce se întâmplă în familia Șoșoacă și aici avem un război care deja ia amploare, pentru că senatoarea a anunțat că a depus o plângere penală împotriva soțului său pentru lovituri și hărțuire. Ea l-a reclamat pe Silvestru Șoșoacă și la Protecția Copilului pentru abuz psihoemoțional asupra copilei minore. De cealaltă parte, Silvestru susține că nu poate fi vorba decât de violențe verbale, dar nu din partea lui, ci a soției sale, ale cărei țipete terorizau vecinii. Diana Șoșoacă și-a început campania electorală în capitala Italiei alături de Luis Lazarus și alți câțiva membri ai SOS. De mărțișor, ea i-a amenințat pe un ton ridicat cu 15 ani de pușcărie pe bărbații care îndrăznesc să jignească sau să agreseze în vreun fel femeile. În acest moment începe campania Stop denigrării femeilor. Toți bărbații care denigrează femeile trebuie să ajungă în pușcărie. Punct. Dacă îndrăzniți după denigrări să mai ridicați și mâna, hai! Pușcărie până la 15 ani, când ne-am săturat de voi, animalelor care sunteți, niște scursuri ale societății. Și a mers și mai departe. A declarat că a depus plângere penală împotriva soțului său, pe care îl acuză de șantaj, lovituri, violențe la adresa sa și abuz psihoemoțional la adresa copilului lor minor. Partidul SOS România a ales să depună plângere penală împotriva domnului fost prim-vicepreședinte Dumitru Silvestru Șoșoacă, împreună cu toate femeile membre din partidul SOS România. Mai mult decât atât, am ales să sesizăm forurile internaționale cu privire la discriminarea unei femei în politica românească și în viața de familie. Iar eu personal, în calitate de persoană Diana Iovanovici Șoșoacă, am depus plângere penală împotriva soțului meu, Dumitru Silvestru Șoșoacă, pornind de la infracțiunile de hărțuire, amenințare, șantaj și violențe, lovituri și alte violențe, în plus sesizat de DGASPC-ul pentru abuz psihoemoțional asupra copilului meu, minorei Thais, am ales să depun plângere la Consiliul Național pentru Combaterea Discriminării și Agenția Națională pentru Egalitatea de Șanse. Am sesizat forurile internaționale cu privire la forurile europene și forurile internaționale cu privire la discriminarea mea și a familiei mele și a copiilor mei și abuzurile psihoemoționale care au fost produse. Și din acest moment avem nenumărate femei care cer să se alăture acestor plângeri penale. De cealaltă parte, Silvestru Șoșoacă susține că soția sa își teroriza vecinii cu țipetele. Nu au fost agresiuni fizice, dar verbale au fost. De decibelii erau până la tavan. Vecinii nu s-au văitat, le era tuturor frică de ea. Nu mi-a fost frică de ea, dar e imposibil să mai conviețuiesc cu ea. Mă jignea inclusiv în public. De multe ori, dacă replicam și eu, ieșea balamucul public și ne făceam de rușine. Așa că eu trebuia să tac. Eram mai înțelept un pic, ea mai vulcanică. Și comentăm pe această temă în continuare cu Dan Bucura. E foarte grav ce spune Diana Șoșoacă și da, este necesară o anchetă pe această temă. Dacă au existat astfel de violențe, atunci da, ar trebui ca persoana violentă să fie trasă la răspundere și să plătească. Dar dincolo de asta nu știu, nu înțeleg unde ar fi discriminarea, dincolo de lucrurile grave despre care vorbește doamna Șoșoacă. Da, aici, în povestea asta, n-am să intru foarte mult în detalii și n-am să comentez foarte mult, pentru că sunt chestiuni de viață personală și nici nu suntem presă mondenă, nici nu ne dorim asta, dar trebuie să spunem asta, este inadmisibil cum un conflict domestic, un conflict conjugal, este transformat fără nicio rușine și fără nicio perdea într-o luptă politico-electorală. Adică, oamenii aceștia, ca să înțeleagă românii cât se poate de simplu, au de împărțit în primă fază, acum când noi vorbim, un partid și miza intrării acestui partid în ceva, în Parlament, la europarlamentare, accelerarea peste acel prag de 5%. N-am auzit problemele astea conjugale, problemele astea de invocări copiilor și mai departe, până la momentul de acum 3 săptămâni, o lună, nu știu. Ați auzit vreodată? Și slavă Domnului, presă de monden avem destul în România. Poate sunt foarte recente. Poate s-au întâmplat acum de curând. Și totul s-a întâmplat în 2-3 săptămâni? Adică acum
3 săptămâni lucrurile erau lapte și miere și mitul Șoșoacă Silvestru sau cum făcea chestiunile astea și distinsa doamnă politiciană Diana Șoșoacă, senator, accepta și trecea peste. Pentru că ce? Vă dați seama, bagi în lupta asta politică familie, copii, valori tradiționale, niște lucruri pentru unii sfinte, poate așa suntem noi, unii. Doar pentru că peste 3 luni de zile avem primul ciclu electoral? Nu pot să înțeleg, iertați-mă, e aproape peste putința mea de a comenta lucrurile astea. Oamenii ăștia se pare că au decis în intimitatea domniilor lor să plece pe drumuri separate. Ok, asta nu e nici prima casă ce se destramă, nici ultima, se va întâmpla. Tot ce treabă are povestea asta cu politica, cu partidul? Așa au decis ei. Asta a fost un partid, era să zic partidul unui om. Nu e partidul unui om, e partidul unui familii. Că unul are numele, a fost împreună cu celălalt. Și aflăm niște grozăvii de astea despre familie, despre copii, despre lup, despre femei, eu știu, nedreptățite, abuzate și așa mai departe și se transformă tot într-o luptă când totul are legătură cu momentul 9 iunie, primul moment 9 iunie, că e un moment electoral. Da, e interesant de văzut cum se va reflecta, dacă se va reflecta asta în sondaje, toată povestea asta urâtă până la urmă dintr-un cuplu. Mulțumesc foarte mult, Dan Bucura, pentru această intervenție. Mergem mai departe acum în jurnal.